ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară în baza dispoziției numărul 191 din 19-10-2018, din consultarea condiției observ că lipsesc doamna consilier Ceaușu și Cipcă. Și vă supun spre aprobare, conform articolului 42 alineatul 5 din legea 215/2001, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 30.08.2018, dacă sunteți de acord cu aprobarea acestui proces verbal din ședința ordinară. Eu... Din 30.08. Vedeți, 8 pe august. Da. Eu, nefiind, nu cred că pot să votez. N-am fost la... Da, dar Iar eu o să mă scriu la cuvânt. Pentru procesul verbal din 30.08. Și o să fac o observație pentru domnul secretar, nu neapărat de conținut, că l-am citit, de faptul că trebuie de fiecare dată, în ședința, așa spune legea, în ședința următoare, să venim cu procesul verbal de la ședința anterioară. Că noi suntem în luna octombrie, venim cu proces verbal din august, care acum, eu trebuie să spun, în memoria mea, de acum am și o vârstă, bătrâneți, eu nu mai țin minte ce am vorbit atunci, eu vreau să am proaspăt în minte ce vorbesc până în ședința următoare. Hardul meu mare posibilitatea să mențină informațiile doar 30 de zile. Deci de aceea puțin, sunt... Deci atât. Și vreau, îl rog foarte mult, ca să nu mai vină cu procese verbale de acum 7 luni, de acum un an, că văd că... Adică nu tot ușunință. Asta e treaba. Deci este observație chiar pentru dânsul. Am înțeles. Și mai am. Conținutul, cine l-a făcut, e ok. Față de datele anterioare. Dacă ne referim la 30.08. Da. Deci eu aprob. Deci sunteți de acord, da? Da, da, da. Și în continuare, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 27.09.2018. Suntem de acord. Am văzut că, într-adevăr, singurul proces verbal, nu știu ce l-a făcut, dar o fată, probabil, este acolo. L-a pus și lui. L-a făcut, domnule, ca... Deci asta este, nu știu, ce l-a făcut, doamne? Eu l-am făcut. Da, nu m-am uitat, să fiți sănătoasă. Da. Deci chiar ăsta este proces de val, care n-am avut ce să... Dar probabil e în hardul meu 30 de zile și am avut rețineri bune. Da, mulțumesc. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință să preia conducerea acestei ședințe. Ordinea de zi propusă pentru această ședință ordinară este articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 3, anul 2018, inițiator Anton Gheorghiță Cătălin. Articolul 3. Prezentare raport de specialitate privind cheltuielile pe luna septembrie 2018, prezintă doamna Nedel Palina. Supunem spre aprobare ordinea de zi prezentată. Haideți să ne înscriem la vot întâi, la discuții, că... Votăm, cu siguranță o să votăm, suntem de acord, că n-am. Dar hai să și discutăm un pic. Eu mă scriu la cuvânt pe deci, conținutul ordinei de zi. Da. Deci, în primul rând, din punct de vedere legal, ordinea de zi este incompletă. Eu nu mai numesc neglijență în uitare, asta este deja sfizare și lipsă de bun simț. Pe cum să nu treci tu punctul 4, care este un punct foarte important, statutat prin OGE 35 din 2002, statutul Consiliului Local. Dai voie consilierilor. Deci așa se numește punctul. Uitați-vă la capitolul 4, parcă este, zic că să mă corectez. Articole 60-63, scrie clar acolo. Interpelări, discuții, întrebări ale Consiliului, ale consilierilor. Către primar, viceprimar, secretar și chiar și între noi. Da, toată ședința a fost făcută de domnul secretar, deci dispoziția a fost dată de domnul primar și avizată de domnul secretar, deci toate documentele pe care le-ați găsit la mapă, deci toate, proiectul acesta de hotărâre, deci a fost întocmit de domnul secretar. Când a fost inclus și următorul articol care de regulă trebuie trecut și obligatoriu, doamna Clina, deci nu v-am acuzat cu nimic, pentru că invitația asta, ia uitați-o aici,
Nu scrie secretar Tănase Niculina. Scrie secretar Tănase Vanile, Vasile, titularul funcției. Dar eu am constatat acest lucru și nu mai consider că este o scăpare, nu mai consider că este doar așa o treabă în care cineva, mă scuzați, așa cineva, chiar crede că noi venim pe aici așa, numai în darul de a ne plimba și de a ne sfida. Eu nu sunt de acord cu treaba asta, eu chiar m-am simțit jignit de treaba asta, pentru că eu chiar vreau să pun întrebări și după ordinea de zi care i s-a prezentat primarului de către secretar, chiar eu sunt lezat de un drept. De dreptul de a întreba, de dreptul de a cere lămuriri, planificări, privind problemele cu care ne confruntăm. Da? Problema este că vă întreb pe dumneavoastră acum, că sunteți în contact cu documentele. Bun. În această adresă, articolul 4 este omis. Bun. Este posibil, este omenește să fie omis. Dar eu vă întreb, în dispoziția propriu-zisă, și scoateți-mă să o vedem, este trecut punctul 4? Că dacă este trecut punctul 4, accept că este o scăpare. Dacă nici acolo nu este trecut punctul 4, întrebări, discuții, interpelări, nu este? Deci, doamnă, deja suntem în situația unei lipse totale de profesionalism sau a unei sfidări voite din partea secretarului Oata Pumnei Scorțeni. Tot cu ordinea de zi. Putem să includem acum. Chiar vă rog. Putem să includem, dacă sunteți de acord, ca să nu mai... Putem include următorul întrebări, interpelări și... Doamne, asta este prevăzut în lege, doamne. Știu, domnul consilier. Acum, deci, omis, dacă sunteți de acord. Mai mult decât atâta, dar nu mai punem la vot. M-am așteptat și ne-am așteptat că discutam în ședința de comisii ca această ordine de zi, în care nu este obligatoriu să avem numai proiecte de hotărâre. Vreau să avem o informare foarte clară cu problema numărul 1 economică a comunității noastre. Refacerea drumurilor în suma de 16 miliarde, o sumă istorică care a primit Comunei Scorțeni. Am cerut elemente de detaliu, a cerut și domnul Vambăruș un plan minim de acțiune, pe segmente, cu, să zicem, elemente de clare de acționare în teren, cu materiale. A zis primarul, ne-a promis că în ședința viitoare vine cu așa ceva. Nu este, doamnă, pe urmă de zi. Deci o să nu mai mi-aduc aminte de anumite chestiuni care le-am cerut și în ședințele trecute. O informare vis-a-vis de o dare de seama a inventarierilor. O informare vis-a-vis de anumite aspecte rezultate din planul pentru situațiile de urgență. Deci tot am cerut niște informări scurte pe care să discutăm. Nu neapărat să le aprobăm. Să vedem că se mișcă ceva. Da. Sunt de acord cu ordinea de zi. Includem și Sunteți de acord? Da. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetale cheltuieli pe trimestrul 3 anul 2018. Inițiator Anton Gheorghiță Cătălin. Aici ați avut la mapă raportul de specialitate. Dacă aveți nerăbdări, puteți să vă înscrieți la cuvânt sau să citească colega raportul. Cum considerați dumneavoastră? Păi, primarul are subordonat neapărat de specialitate și ne-a dat însă detalii toate astea. Bine, atunci vă citesc raportul cu execuția bugetară. Să ne spună despre ce este vorba acolo, cât de cât. Da? Da. Și după care... Dar... Sau să explici exact... Nu, doar atât la cheltuiel. Citiți în diagonală și când ajungeți la cheltuiel. La cheltuia de la transport bibliotecă de acolo, da? Nu, 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 la raportul de specialitate, nu. Nu, domnule, cheltuielile ce s-au făcut, ca să treacă timp mai repede. Nu avem nevoie de raportul de specialitate. Vedeți, am avut banii ăștia, s-au cheltuit. Deci ce modificări sunt? Da, atât. Hai să lăsăm ca fiecare să înscrie. Dar însă trebuie să ne explice, după aia noi luăm cuvântul și spunem. Noi, da? Nu știm acum exact... Noi discutăm luna, deci am citit. Așa, luna, iar asta este centralizat. Centralizat. Da. Doamna Avram. Da.
fiecare să înscrie ce probleme crede că are de clarificare. Și așa e bine și dăm să vă dă răspunsul. Să, nu mai, să nu mai citească... Nu mai citească. Păi, la asta, la asta vroiam nu să mai citească. Ce înseamnă că eu vorbeam același lucru. Da, exact. Deci nu mai citești. Întrebați oamenii și dăm să vă dă răspunsul. La cuvânt și răspuns... Da, nu trebuie să vă înscrieți. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Hagi, nu? Da. Domnul Gaferescu. Domnul Mătirescu. Grăiță. Domnul Mătirescu. Da. Domnul Mătirescu. Mai este cineva? Da. Domnul. După domnul Mircea, că e după, mai... După, că Soleac mai e mai în vârstă ca mine. Pentru mine și... harul ține mai mult da, de 30. E mai tare în har. Da. Deci lăsați-mă ultimul. Dăm cuvântul domnului Hagi Morito. Da, eu doar întrebări, dar pare rău că nu prea trebuia să-l întrebe domnul primar. Deci, reparați monumentul eroilor scorțeni. În ce constau reparații? În ce constau reparații? Cât? 146 de milioane vechi. Mie mi se pare o sumă mărișoară, eu știu. Dar mai suplimentat. Asta a fost pe o informare. Da, 14. E o sumă destul de mare, după mine. Mare? Domnul... Pe la rectificare am mai pus. Cât a costat un... Bine, să zicem, un monumentul de la Grigorie. Să facem o comparație. De la minus 2 metri? 40.100 de milioane. La rectificare, ca să se complete. 400 de milioane. Da. E aici 146 reparații. Ce e un copac acolo? Locolii cu aia, aur, nu știu. Da. N-am fost, asta e poate e vina mea. Da. Dar poate locolii cu aur. Merge și pe vers. Mergeți în teren. A fost o comisie. Deci, acum, vedeți noastră, de ce trebuia să fie domnul primar aici? Haideți să mergem. Dar vreau să ți-l întrebați, domnul primar. Eu vreau să întreb, da, întrebarea tot, poate știe cineva, de asta am întrebat. Doamna Vici, care a fost făcut un proiect, a fost făcut un deviz de lucrare, s-a făcut o recepție, eu atât vă pot spune. Documentele sunt dedicate, sunt la așa, nu am treabă. Eu vreau să-l întrebe domnul primar, ce constă chestia asta? Costurile... Valoarea obiectivului în sine nu știu, eu vă spun doar ce s-a făcut la monument. S-a plagat cu granit, s-a recondiționat, s-a reparat partea superioară, s-au înlocuit pavelele și de la intrarea la monument, scările, până la monument și pe lângă, astea au fost toate vopsit... văruit acolo unde nu s-a placat cu granit. Proiectul în sine... De gardul a fost. Atâta... Nu, am spus doar văruit ce porțiune a rămas. Și atât. Da, cu reparații, dacă nu este să întrebe și ceilalți consilieri, cu drumurile, că o sumă foarte mare, de 4 miliarde. Așa mi se pare mie, o sumă mare. Poate nu... Au bine cu... Mare. Enormă. Da, nu am zis doar mare. Nu, mi se pare foarte bine. Dați-mi un pic aia să mă citesc. Și problema este dacă... În asta vorbim la ultimul punct. Dacă toți acești bani cheltuiți o să aibă vreo valoare pe la primăvară, la vară. Să vedem cât mai valorează drumurile reparate până acum cu 4 miliarde. Până la 16 miliarde mai avem. 4 ori 4. 16 miliarde. Tracțiune integrală. Eu la vară, o să chiar scurios la vară, cât mai valorează drumul de-astea. Și acum cu susținere culte religioase, nu mi-aduc aminte, dar știu că am aprobat mai atunci 400 sau 600 de mii. Nu, în buget s-a aprobat 100 de mii. 100, da. S-au cheltuit toți... În august s-a virat către Biserica Grigoreni și Biserica Florești, câte 30 de mii de fiecare. Iar în urma solicitărilor a venit Biserica Scorțeni și Biserica Adventistă. Biserica Scorțeni, tot 30 de mii, iar Adventistă 10 mii. Da, deci iese la sopă. Deci pe trimestru, Da. Toată suma... Nu am nicio problemă. Atât vreau să întreb despre
restul sunt sume care s-au cheltuit cu iluminatul public. Asta o să mai întreb cu iluminatul public la ultimul punct. Că aici... Ați pus întrebare și în ședință. Dar cu asta să știți că dacă hai să vorbim chiar acum. Eu chiar o problemă în Grigoreni cu iluminatul public. Ăștia când au făcut, au pus, cum să spune, cu aprinderea luminii seara. Deci seara se aprinde lumina la ora 8 și ceva. Când deja este de vreo oră jumătate întuneric. Dimineața, mai important, vin la școală copii. Pleacă oamenii la servici, la 6 fără un sfert, se întrerupe lumina. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Haideți să vă spun că știu despre ce este vorba. Deci sunt posturi cu celule foto, se întunecă, se luminează. Și aveți posturi pe ceas. Se cheamă firma de mentenanță și vă pune, domnule, îți pornește la ora 19.30 și dimineața la ora 7.10 se oprește. Așa trebuie și nu, asta știu. Păi de dacă știți, nu, așa trebuie și pusă întrebare. Stați puțin. Da. Asta o știu, dar de ce nu se reglementează? Asta vă răspunde doamna Vici. Nu răspunde nici de asta. Îi vino, dar să vedeți la vară, să vedeți că într-adevăr cam tot pe la ora asta, dar este lumină afară puternic și s-a plin becurile. Așteptăm să dea aici asta și-mi coace. Nu e nicio problemă, dar ăștia de la iluminat public, nu știu că sunt mai multe firme acum, se une, se ocupă cu nu știu ce, unii cu nu știu ce. Nu, n-are voie. Deci primăria n-are decât posibil. Problema este, eu zic să facem o cerere, nu știu, o sesizare acolo, să ne schimbe senzor, să pune pe senzor de lumină. Nu se poate. Să schimbă ora și nu mai bine. Bine, schimbă ora, dar tot nu se potrivește dimineața. Dimineața e mai mult pentru mine. Te v-ați firmat de mentenanță și nu se poate, eu zic să schimbe senzorul. Să schimbe asta, aprinderea... Am confruntat și cu intervenția populației, unor persoane foarte bine intenționate, care s-au dus pe senzorul respectiv și au... pe celula respectivă au lipit. Și era iluminatul aprins, inclusiv în timpul zilei. De aceea, pe punctele de transformare unde am avut probleme, am considerat că mai util este să montăm cu ceas decât cu celulă. Da, dar vedeți rezultatul? Că nu este util deloc. Rezultatul este că trebuie omul să se mai educe. Dacă nu putem să ne educăm noi forțat. Acolo a fost cu rea credință. Dar sunt două variante. Ori asta cu senzor și oamenii de bună credință. De bună credință. Dacă se consideră că e o sumă foarte mare, deși e o sumă foarte mică să schimbe chestia. Nu e problema de schimbat. Problema este că... Să vină cât mai des să se schimbe. Păi, dar noi așteptăm să se schimbe ora ca să rezolve problema. O să se rezolve și asta. Da, să se rezolve. Nu vă mai spun, parcă o întâmplare că... Dar nu se spune la televizor. O persoană care nu știu unde a călcat și s-a dus prin autobuz, a fost s-a rușinat, a fost tot timpul de oameni din jur de acolo. N-a dat lanternă la el. Da, dar o să se poate. Are cuvântul domnul Zandes Muneță. Da. Întrebăm. Între noi întrebăm. Nu știu, asta cu închiriere, utilaje, drumuri? Aia au fost pe parcurs, de la inundație. Apare pe septembrie acum. Păi de septembrie? Probabil o fost pe referență. Nu, pe 3. Da, nu, pe octombrie. Nu, pe octombrie, pe august. E august, poate. Da, august, da, nu, fost, da, 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 da. Deci a mai fost, nu? Da. La mai centralizat. Deci, Are cuvântul domnul Măgirescu, Ion. Păi, dar tot la referitor ce a spus domnul Zandrescu Mihai, reparate drumul și podeții. E o sumă destul de mare, dar ce podeții s-au reparat? Tot anul.
Cel puțin la Grigoren din podul din Baia Mărului. Da, asta s-o și uitat podurile alea. S-o și uitat. Erau două da, poduri, două tuburi, bine, unul cu tuburi, dar unul cu un tub. S-o uitat de mult. Asta e de, nu de anul ăsta, de anul celălalt. Acum, știți care e problema? Ai pus o întrebare, e corect că ai pus o întrebare, dar iar n-ai pus o pâine. Da? Nu e încăpune, să pune în procesul de acolo. Dar cum? De 2 ani jumate am pus 100 de întrebări, niciuna n-am văzut niciun răspuns. Dar am întrebat pe domnul. La ședința următoare o să spun toate întrebările pe care le-am pus și ridicat domnul primar. O altă problemă care a ridicat-o și domnul Hagemă cu iluminatul public. Nu știu, n-ai vrut să o spui, dar s-a prindit seara becurile și la câteva minute, nici jumătate de oră, se sting. Se mai aprinde la 12 noaptea, intervalii de ore, în timpul nopții. Vezi că e de la campania electorală. Plus că numai sunt nopți că n-au fost deloc, peste tot, nu. Deci nu că e vorba de o diferență. Seara, că s-au întârziat alea, că s-au la stingerii din bun, adică îți dai eu răspunsul. Nu mai e presa primarul inexistent. E de la campania electorală, de la bufet de acolo. Că se îmbată aia pe acolo și încep să apiese pe seara. N-are cum, n-are cum. Păi, butan, nu ca să ține cu șerul. Acum nu știu eu, dar unii își codesc altceva, că se pot fura ușor vermin noaptea. Ce se mai scodesc? Și de asta se stinge becul și vine la stinge becul că vine un crai de la răsfăritură, am zis. Să prinde becul. Deci, românul a fost inventiv tot timpul, domnul Mugiris, ca atare. Se stinge becul că apare un nou crai de la răsfărit, pe principiu că prezidentul vrea guvernul lui, așa vrea și unul de pe aici, unii monțiriac, vrea primarul lui. Și s-a apucat pe urmă și să la voi acolo, să nu, să nu mai vedeți nimic. Stați liniștit că am plățit la început, când am găsit teu cu bară de aluminiu și vedeam scurt. Păcat. Dar haide să problema aici e cu premierea care s-a făcut cu 50 de ani de căsătorie. Văd că aici e trecut o sumă, nu știu dacă s-a primit asta de fiecare. Da. Și de ce nu se face în fiecare an? Păi da, s-a mai discutat și ședința trecută și da. Primar a promis că o să continui. Că nu o să faci tot ce de aia. Mai lasă bani la o parte de la drumuri și atunci faceți chestii. Că și alea situații de urgență. O să mergem cu toții când faceți ori în ce de aia. Iar tot așa cetățenii referitor cu reparația asta a drumurilor din Grigoreni, când le-a spus de sumele astea, nu le vine a crede. Și l-ar solicita pe domnul primar să facă o ședință publică scurtă în Grigoreni, ce dorința au ăștia din Grigoreni, să le explice exact cât au costat utilajele, balastul, eu știu ce... Păi utilajele n-am cumpărat, că avem utilajele în spate. Efectuat ca să știi... Poți să-i transmiți. Eu când le spui, eu când am noțiunea banilor, poți să-mi pui eu 16 miliarde, nu mă mai mult. Domnul Măgirescu, de când s-a mutat pe la Alde, vedeți că a devenit activ. Foarte frumos! Este simpatizant la Alde, că dacă se muta, nu mai avea calitate. Păi nu, nu am mutat. Mai avem și alți colegi pe la USL-ul, pe la... Da, bine, nu-i... Dar de ce... Nu mă știu și pe așa, păi... Da, să nu ne știu așa. Eu am adus o glumă, tu ce vă înțeleg? Mai aveți și alte întrebări, domnul Mădirescu? Mulțumesc, nu are cuvântul domnul Ambăruș Mircea. Hai, dar parcă știam că sunt după. Dar dacă dumneavoastră așa vreți... M-ați dat să-l las pe da, hai, bine. Bine, e problematică treaba cu drumurile, să știți că tot la fel. Și vreau, cum am zis și la telefoane și la astea, să fie defalcat. La fel și la drumuri aș fi vrut să fie defalcat pe sate, da? Suma cheltuită. Sau îmi spuneați câte drumuri... Puteți să-mi spuneți cine poate, nu, iar nu. Dar vă rog frumos, consemnați în procesul verbal pentru domnul primar. Da, da. Câte drumuri s-au făcut, s-au reabilitat din suma asta de 389.484,60? S-a făcut copii la centralizator. Nu, 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 dar puteți să-mi spuneți câte drumuri s-au făcut? Nu, dar eu nu știu să citesc întrebările astea toți. Dar nu ți-am pus întrebare ție, fetit, da? Nu ți-am pus întrebarea ție. Da. Ideea este în felul următor. Noi cerem de atâta timp când se vin cu cheltuieli, cu toate, să îmi vină defalcate, să înțeleagă și nenea Vasile, dacă se uită la televizor, că toți au internet acum. E mult mai defalcat. Da. Păi, haide, nu spuneți că e mult mai defalcat. Și dumneavoastră, da, păi dacă este defalcat, vreau să vă...
spuneți-ne, spuneți-ne și nouă atunci câte drumuri s-au executat din banii ăștia. Și atât ai întrebat. Aveți centralizatorul în față. Domnul, da, vă rog. Vă completez eu. Haideți. Bun, dumneavoastră v-ați dus către compania de specialitate. Da. Eu uitați, cine a semnat documentarul? Doar atât, uite, a lăsat pentru legalitate. Da. Da. Ați văzut? Da. Ia uitați de cine-i semnat. Se vadă camera. Domnul primar și domnul secretar. Nu, dar domnul primar nu a semnat pe aici, nu vedeți. A, nici nu l-a semnat. Da? Bun. Stați, nu, doar atât. Dar dacă nu se știe că, ce am făcut cu banii ăștia, adică îmi pare rău. Nu mai am nimic de spus. Da? Se zice undeva podul Podețe în satul Florești, sau cum am văzut aici pe desfășurător, în spate spune de Sări, cartierul Sări, n-am știut pe lucrurile încă în cartierul Sări. Așa? Sunt două podețe. S-au adus tuburi lăsate acolo de 3 săptămâni, dar nu s-au urmărat. Nu s-au făcut. Deci nu aș vrea acum să văd pe drumul DN2G ceasă Gheorghe că există prins în lucrări și plătit. Că lucrările nu s-au făcut acolo la tuburi, nu sunt finalizate. Da? Atât. Domnul coleg, vă rog frumos. Da, și contractul ăsta de ministru de achiziție publică, da. Eu chiar nu înțeleg. Mai aveți întrebări, domnul Mamăruș? Nu, mulțumesc frumos. Dăm cuvântul domnului Zambrescu, Iudea. În luna august... Lăsați că-i discut acolo. Trebuie să fiți atenți la ce spun, că dacă greșesc să mă puteți contrazice. Dacă nu se lăsăm pe domnul primar, că sigur este în transmisiune directă cu noi, da, să ne contrazică el. În luna august, undeva doamna Alina, doamna Niculina, mă puteți contrazice. Că eu știu de la Bacău, știu. Undeva la 12 august s-a alocat suma de 16 miliarde. Și noi, la sfârșitul lunii, am făcut o ședință. Când am făcut noi ședința, în luna august, la final de lună, 26 sau 29, nu mai țin minte exact, că harul meu nu bate peste 30 de zile, dar și în septembrie, doi oameni au repetat același lucru. Unul a spus dumneavoastră și unul eu. Ceea ce a spus dumneavoastră atunci, din păcate, spuneți și acum. Da? Ceea ce am spus eu atunci, din păcate, spun și acum. Noi nu am avut pe această sumă o concepție unitară, pusă pe hârtie, cu detalii, cu segmente, cu ce acționăm, cu cine, cu ce materiale, primarul a zis, că vine cu cele mai noi, așa, deci nu am avut. Mai mult decât atât suntem, nu am undeva mai mult de jumătatea lucrării și nu știm decât faptul că am trecut. Eu cu dumneavoastră știu că am trecut pe drum, că ne-am întâlnit. Și colegii știu că au trecut pe drumuri, că au fost în zonă. Deci lucrarea este sub orice critică pe drumurile astea, față de suma pusă în joc. Dar, eu acum mă întorc la execuția bugetară, care pentru mine și pentru toți înseamnă cum cheltuim bani. Nu numai e o parte a drumurilor din cele 16 miliarde, dar avem și cheltuielile pe trimestrul 3. Deci cheltuielile proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 3. Așa trebuie să sună. Asta, da? Doamna Alina, da? Bun. Mergem mai departe. Tot aici, una mică, spun și eu, închiriere, utilaje, drumuri. 552 de milioane de lei. Anul acesta, până a începe refacerea drumurilor. Cine poate să ne spună nouă, că eu am cerut, dacă vă aduceți aminte, aceste contracte, că am zis, hai să terminăm o dată cu închirieri de utilaje. Că noi, prestarea de serviciu, nu se numește închirieri de utilaje, dacă eu am în curte utilaje. Prestarea de serviciu către oați scorțeni de terți agenți economici. Se numește balastarea drumurilor comunale. Balastarea drumurilor comunale, cum se numește și acum, la refacerea drumurilor comunale. Noi folosim încă termenul închiriere utilaje. Eu știu de ce. Și dumneavoastră știți de ce. Nu am văzut lucrul ăsta. Și vă rog și eu, încă o dată, vreau să vedem acest contract și în ce a constat aceste 552 de milioane? Este ce s-a pus pe drumuri până a luat taifunul? Da. Că la anul, dacă avem ghinionul de anul ăsta, o să vină altul, unul, două taifunuri și o să vedem că ne-au spălat 16 miliarde. Da, da.
Mai mult decât atât, vis-a-vis de, ni se cere să votăm execuția bugetară, lucru care, de fapt, l-am făcut în ciuda tuturor chibiților care sunt alimentați voița nevoii din stânga și din dreapta, totdeauna. Deci nu ne-am opus la nimic. Dar am cerut explicații, că asta nu este rolul nostru aici. Am vrut să vedem cât de judicios să-i consumă banul, să-i cheltuie banul, dacă acțiunile sunt cele prioritare și dacă există o economicitate în ceea ce facem. Eficiență în ceea ce facem. Văd că suntem interpretați că ne punem de-a curmeziși, că ne punem piedică în calea fericirii și dezvoltării unui nou mandat al actualului primar. Negativ, dragilor. Negativ, cetățenii Comunei Scorțeni. Aici, noi aprobăm bugetele. Și dacă noi aprobăm bugetele, trebuie să vedem și cum se cheltuiesc banii. Asta este atributul nostru și rolul nostru aici. Mai mult decât atât, eu aș vota execuția bugetară, cum am făcut-o totdeauna. Dar acum n-am să o mai votez. Știți de ce? Nu pentru că doamna Nedelcu nu și-a făcut treaba. Bă, chiar și-a făcut-o. Pentru simplu fapt că ordonatorul principal de credite a convocat Consiliul Local și a plecat în concediu. Eu mă simt lezat în onoarea și demnitatea mea de consilier că nu am primarul lângă mine, în fața mea, cu care să cooperez, să lucrez, să-l întreb și să-mi răspundă ce facem în o anumită speță, într-o anumită situație. Pentru că nu este ilegal să lipsească la ședință, dar din punctul meu de vedere este irresponsabil și imoral să fie în localitate și să nu fie la Consiliu. Păi de ce ne chem, domnule, aici? Să-ți aprobăm execuția ta bugetară? Păi da, că prin votul nostru al consilierilor totul este perfect dacă am aprobat. Dacă. De aceea, vă spun sincer că m-ați provocat, nu voi vota execuția bugetară. Nu că nu e... Nu că am descoperit eu acum nu știu ce aici. Nu. Lucrurile trebuie să meargă înainte. Nu. Pentru că nu este aici. Să-mi dea explicații la anumite sume. De ce aia e așa? Și de ce aia e așa? Că nu domnul Hagem nu i-a răspuns nimeni de 5 luni la ce întrebări pune repetat. Că nu domnul Mihaiță și, și la toți ceilalți colegi. Deci din cauza asta nu sunt de acord și nu votez execuția bugetară. Puteți să o faceți. Eu nu mai votez ca surda în horă. Punct. Am terminat la punctul ăsta. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare. Cine este pentru? Abține? 3. Împotrivă? Trecem la articolul 3. Prezentare raport de specialitate privind cheltuielile pentru luna septembrie 2018. Asta e doar o informare. Da. Este doar o informare. Eu aș vrea să mă înscriu un pic, dacă îmi dați voie. Dacă mai sunt colegi, pot rămâne tot la urmă. Cine mai dorește să se înscrie la cuvânt? Mai scrie cineva? Dacă nu are cine să ne dea răspunsul. Dau cuvântul domnului Zafescu Eugen. Eu am așa o insomnie de noapte când văd aici, și am mai mărturisit-o și în ultimele două luni, când văd cheltuieli la transport. Înțeles că avem o situație mai delicată cu aici, cu mașina, o mașină fermată. Apropo, mașina aia ce se mai întâmplă cu ea? O mașină fermată, ce? S-au înaintat acte de casare pentru ea? Okay, e în cercetare, n-a venit nimeni să o pune. Nu, dar are un proiect, să nu se umbli la ea. Danilă Vasile, 7 delegații, 100 ori. Delegații unde zice Vasile? S-a dus la acasă. Vin la 9 și pleacă la 2.
La prefectură. La judecătorie, la prefectură. Da, bun. Doamna Lidia, văd că iar aveți onoranta sumă, mai mică ce e prefectura asta, de 300 de lei. Văd bine. Bun? Da, eu știu că ați fost în concediu vreo 2-3 săptămâni în luna asta. Dacă, printr-o logică simplă, dacă ai luat, dacă ați luat vreo 3 milioane și ați fost vreo 2-3 săptămâni plecat, mă gândeam cam cât luați dacă erați aici toată luna. Aproape de 1000. Deci mergeți pe aceeași, radim tot ce ni se cuvine, nu? Nu radim tot, doar ce ni se cuvine, domnul Zandre. Doamne, dar totuși, dacă la delegații de transport, eu știu ce înseamnă delegații de transport. Totuși, la transportul ăsta, baza aia legală de care întrebam eu de vreo 2 luni exact, de zile, am mai găsit-o cineva? Dar bine, las-o caut de Vasile, că el acum e și accidentat. În fine, eu mai... De ce lunar o să... Dar vă rog, dar mi-e pare așa de bine când sunt monitorizată. Nu vă monitorizez aici eu. Eu vă monitorizez de câte ori vă văd că nu sunteți la servici. Serviciul, da. Depinde. Da. Dar sunteți ales local și puteți să faceți și serviciu prin corespondență, nu? Da, acum există foarte multe mijloace. Domne, lucrul ăsta cu telefon, cu internetul și cu poșta, pe cuvântul meu, dacă Mihăiță nu l-o zis de 10 ori, eu nu știu ce se întâmplă, nimeni nu vrea să ne arate niciun document. Am o factură unde la operatorul cu telefoanele mobile. Deci pe lună știu și colegii cât ori factura vine pe e-mail, nu este ceva secret. E 1156, 1100 și ceva, depinde de cursul euro pe lună. Iar diferența este la celălalt operator, ca să nu-mi dau nume, care avem așa, abonamente, pachete de servicii, voce fixă, servicii internet și date. Chirie echipamente, unde sunt toate ratele echipamente, deci camerele de luat vedere. Au fost VPN-ul care este la impozite și taxe. Eu vă dau factura. Ce vedere au camerele? De unde iau vedere? Mai merge vreuna? Toate funcționează. Și cine le monitorizează? Cine le monitorizează, adică via mea? Domnul Birola dânsul a fost dat și a venit la el, era la monitor acolo, da. Da, dar el înregistrează imaginele, nu e adevărat. Imaginele se înregistrează și sunt stocate, 30 de zile. Stați un pic, eu am fost de acord, cu toții am fost de acord, că este necesar așa ceva. În momentul de față, această acțiune a noastră, această măsură, care ne aduce un pic de mai multă liniște publică, este în stare de funcționare? Sau iar am aruncat banii pe geam? Nu, toate funcționează. Iar cred că nu este săptămână ca să nu vină de la poliție solicitare pentru descărcare imagini din punctul X. Chiar și astăzi am semnat eu o hârtiuță în care poliția solicita, în sfârșit, o imagini, la o plângere, la o... Funcționează toate banii? Doamna Tână. Vă rog eu frumos. Deci, având în vedere cererile astea repetate, eu chiar am cerut odată, vreau să văd așa. Un tabel cu abonații UAT Scorțeni pe primul operator de telefonie mobilă și cu ce numere au fiecare și un tabel, o coloană, cu ceilalți, ca să nu dăm nume așa cum s-a spus, cu ceilalți. Să vedem și noi. Câte telefoane sunt pe cei doi operatori? Bănuiesc că acum aveți fiecare și de la un operator și de la altul telefoane. Nu, toate în singur operator sunt telefoanele mobile. Dacă noi am cerut și băiatul ăsta o cerut de nu știu câte ori treaba asta, nimeni de 6 luni de zile n-a fost în stare să vină cu cât de mică informare, cu o hârtiuță, răspuns la cotare lucru. Uitați-vă, aici este o situare, aruncați-o în mapă multiplicată la consiliere. Cine răspunde, doamne? Cine ar putea răspunde? Cine ar putea? Domnule, ai fost primar. Cine ar trebui să răspunde? De la primarul, domnule, e cu toate. Dar primarul, având aparat de specialitate, trebuie să dea dispoziție. Contabil cheltuieli. La următoarea ședință invit cu tabel făcut pentru, că s-a cerut de 6 luni de zile, să fie deplacat pentru telefonie, internet, toate astea. Pentru drumuri. Îmi scos toate devizele care sunt făcute în cofie și îmi spui, pe drumul de la Corbasca am toate astea. Da. Și atunci nimeni n-a mai... Am mai întrebat o tasă, acum 4-5 luni de zile. Dacă-i taxe secretarul, sau măcar dumneavoastră, că ne țineți locul.
prezentați-i, domnule primarului, o sinteză cu problemele care se rezultă din ședințe, că ați văzut de ce. Acum un an, în aprilie, împreună cu dumneavoastră, cu toți colegii și cu toții, am stabilit că avem un punct acolo, tot ca o informare, cum vine doamna Nedelcu, informare privind sarcinile de la ședința precedentă. Și nu le-a convenit. Au șters-o. Păi nu era pentru mine aia, doamnă. Era pentru a nu uita ce am discutat acum o lună, ca termene, ca proiecții de rezolvare a anumitor probleme. A scos-o domn Vasile. Nu domn Vasile, cu domnul Cătălin din preună, domnul primar a luat scorțenii din preună. Deci vreau o sinteză către primar cu problemele cu care dânsul vine în ședința următoare. Domnule, s-a pus problema asta. Uitați documentele. La comisie, doamnă. Nu se vine în ședința propriu zisă. În comisie, doamnă. Atunci ne uităm. Toți, doamnă, e regulă. Asta e problema. Eliminăm din ele. Pentru ședința următoare o să fac o sinteză din ce s-a discutat în ședința trecută și ce o să discutăm în ședința asta. Și o să eu înaintez domnului primar și domnului secretar. Am terminat la acest... Mai aveți întrebări, domnul Zambrescu? Nu. Pot să mai întreb și eu ceva acum, am venit ideea. Da. Dacă se termină cu montarea camerelor de la vedere. Sunt funcționare de mai bine de unul, două luni. În Grigorean au rămas doar două? Trei. Sunt două la mine și una pe una mai sus, care bate exact pe intrarea de laterala căminului. Deci toate trei sunt în zona căminului. În zona căminului, în zona respectivă. Deci una, o cameră este orientată spre cămin, da, spre obiectiv, iar astea la alte două camere sunt orientate pe DN2G. N-ar trebui la Grigoren din trei, una să fie dusă la intrarea în sat de la Dulap Podoleanu. Știți cum este? În momentul în care noi am făcut solicitarea atunci către Telecomnor, ei ne montează nouă câte vrem. Putem să montăm nu știu câte. Dar noi la rândul nostru... Acolo, dar nu luăm așa cum luăm covrigul ăsta și-l mutăm... Au o linie și ei unde trebuie să... Au o linie și ei unde și de la școală și de la cămin? Eu așa știu că da. Eu am... Monitorul este în biroul la domnul primar. Pe cine mai controlează alea? Pe dânsul nu stă în birou. Dar nu poți să uiți tot timpul. Nu, de la solicitare. La solicitare. Nu vreau să-l cunoaștem. Dar să termin camera de supraveghere. Când am făcut lucrul ăsta. Lucrul ăsta este bun. Dar eficiența să nu e eficiența. Ce vă mulțumim? De exemplu, eu sunt așa. Doamne, cine a avut concepția? Vedeți, dumneavoastră. Deci, cine a spus, doamne, așa mai interesat. O să spunem, domnul Zanfirescu, dar am încercat în care noi am propus așa și am aprobat dacă se întâmplă. Am spus să ne încadrăm într-o anumită zonă. De acum, nouă ne este mult mai ușor, avem contract, solicităm doar expinderi linii. Vreau, domnul primar, dați-l aici în ochii mei, că am ochii, că vi se coace ceva. Acolo, la Grigoren, să puneți o cameră. Noi în directul la Crâșmă. Da. Noi nu punem nici pentru noi, punem pentru zidranele cetățeanului, noi nu punem pentru zidranele cetățeanului. Da, și domnul este pentru păstărarea ordinii și liniștii publice. De exemplu, acolo este o intersecție foarte mare. Vin unii de la deal la Valisea Bulgărea și unii merg de-a gâtul la Valisea. Pe Constanța. Deci automat acolo va trebui impus. Dacă nu mai aveți, domnul Zanfirescu, Mihai. Nu, eu am terminat. Da. Dăm cuvântul domnului. Vreau să întreb... Băi, altcineva înainte? Nu, dumneavoastră. Ăsta, onorariu, executor... Da, deci 500 pe un cont, 500 pe un cont este onorariu care l-am plătit la un executor judecătoresc din cauza că societatea SCE Solaris a pierdut procesul cu primăria, niște sume care le-a găsit pe de conturi drept de constatat.
primăria a câștigat procesul, noi trebuie să recuperăm bani. Și am da. E onorare la un executor judecătoresc da. Pentru a recupera prejudiciul. Da. Nu există o unitate adevărată ca să da. Nu aibă asemenea litigi. Acum depinde și ce vorbim. Pentru vechiul, vechea sumă de recuperat de pe timpul 2000, de pe... Nu spune de pe timpul meu. Nu, nu, așa ușor din, din 200, din 2008. Așa, la prejudiciul acela mare, ce mai e? Nu a mai venit nicio sumă. Atât a fost suma care a fost pe luna august recuperată de la o persoană. Bun, care da. Ne ducem prea mult. Așa, nu ne-a... Nu, nu mai intra niciun ban în cont. Vă dați seama că până nu sunt banii contabilizezi și nu fac înregistrarea. Da, dar nu aveam cum, dar aveam deci, doamnă primară, domnul secretar, domnul secretarul și cu primarul ce face domnul? Dar noi avem deja executor, avem nou contract cu un executor, cum trebuie să trebuie? Este cum? Este plătită, doamnă, executor. Ea și-a făcut treaba, adică... Suma de asta este suma care a fost, nu de 40.000 de lei cu susținerea culturii religioase. 40.000 care au fost ultima dată pe scorțești. Dar nu au mai fost vreo solicitare pentru suplimentarii cu sume? Au mai fost solicitări, cererile sunt la domnul primar, trebuie discutate, domnule. Păi la anul sau anul ăsta? O să fie probabil o rectificare în noiembrie, să discute și cereri, mai este cereri de la școală, sunt mai multe care sunt discutate pentru... rectificare. Păi și când se discută alea? Adică... Luna noiembrie. Luna noiembrie, da. Dar nu facem luna de până rectificare. Da, 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 da. Nu, da. Întrebam că am zis că poate asta e o sumă care e solicitată. Din... Dar aia e foarte să plătești. Știu, am înțeles. Am ce aștept să plătești? La el. Și aici dotări, parcuri, scorțeni, 6.300. Dotări, parcuri, după mă rog să plătești ce poate. Trebuie din proiectul. De ce și pe documentație, da. Da, documentație, da, am spus că cum o zis Cătălin, faza de ATC și pe DH, documentație. Da, deci dotarii parcuri, știi, dotarii parcuri și am scris dotarii ceva și nu sunt dotarii cu documentație. Nu e documentație, dar și e făcut o documentație ca să... Da, dar nu, dar e adică dotarii parcuri, dotarii cu ceva, cu o bancă, cu o masă, cu o scaun, nu? Dotare cu acte cu documente. Așa este proiectul. Așa e proiect. Da. Proiectului. Da. Nu, întrebam, am zis că dotarea aia se poate apărut ceva și... Dar pe dotare parc sunt mai multe trepte care trebuiesc. Documentația, vizii, da, tot felul, da, da. Dar pe proiect. Pe proiectul ăsta, toate au o denumire. Asta, ăsta au fost banii care au fost la drum, nu? Modernizare drumul, școală, scorțeni. Au fost pe lateral. Da, diferența. Diferența. Da. Da, păi suma totală se găsește și în 20.000 și ceva. 20.000, 23.000. Da. 23.000. Da. Nu am fost înscrisă pe... Nu, ca să iau cuvântul, dar între timp... Ar fi bine să vă învățați și nu să vă înscriți. Că dacă tot ați zis că vă urmăresc, de acum nu mă da, dar eu am luat de exemplu dumneavoastră. Mai intrați proastă chestia altul, acum... Nu, dar eu mă scriu de regulă, mă scriu. Chiar dacă mai dialoguez cu Vasilică, cu Mircea... Înseamnă că de acum o să mă scriu de la început, da, 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 prima și gata. Dar acum vă monitorizez... Sau fără înscris tot timpul. Să fiu înscrisă tot timpul. Deci de acum încolo, indiferent, eu sunt înscrisă la acolo. Da, așa este regula, nu că îmi creează eu. Acum n-am. Pentru plățile care au fost făcute, am socotit... distanța din luna septembrie, 7.954 de metri de drumuri, deci la suma care a apărut la informare, și 6.720 de metri de colmatare șanță. Am socotit 8 km și da. Sectoarele de drum sunt acestea. Ca să le... Pavel Lăzărescu Mircean, Troiță Moței Dorinel, Troiță Avram Eugen, Țimiraș Paula Cojocaru Nicușor, Lăzărescu Mircea Nedelcu Ion, Nedelcu Gabriel Cernat Gheorghe, Popa Mariana până la DN2G, Cojocaru Geos Simion Dorinel, Cernat Costică Dealul Roșu, Cernat Vasilica Avram Nuța, Anuța, Adam Răducu Țimiraș Onorică, Popa Aglaia Țimiraș Costel,
Avram, Anuța, Vrote, Ionel. Astea au fost sectoarele de drumuri din luna septembrie. Lucrate, nu? Reparat, da, reparat. Finalizate de tot, deci nu se mai intervine pe astea, nu? Adică... Au mai venit, că în primă fază, au fost persoane care nu au dorit să li se facă șanțuri. Da. În sfârșit, o mulțime de impedimente. După aceea au solicitat să vină să facă și în... dreptul curții... Da, da. Da. Atunci a trebuit să se reîntoarcă pe sectorul respectiv. Ca să pentru șantă. Sau a făcut... Aici ați avut un reprezentant din partea primăriei, dar o să înțeleg, da? Avem întregindele de șantier. La fericită șantier. La mire șantier. Haideți să mă facem o confuzie majoră. Întregindele de șantier are altă treabă. Primarul într-o dispoziție. Reprezentant este Lăzărescu Bogdan. Doamne, lingomist. Nu, reprezentantul este și are dispoziție de a merge cu... Păi, stați un pic așa. Așa a spus o problemă care... Să cam bate cap în cap. Reprezentantul primarului, care monitorizează lucrările și îi dă informația primarului în fiecare zi, vis-a-vis de modul cum se lucrează, și îl sesizează pe primar cu orice chestie de abatere, de la o cât de câtă normă, de la planul de care este stabilit, nu este același om cu cel din comisia de recepție. Atenție! Este negat ce a făcut. Dacă a făcut treaba asta, e greșit. Deci dânsul trebuie să aibă un reprezentant al dânsului, așa, care nu este nici dirigintele de șantier, care să-i prezinte zilnic, domn primar, că doar primarul trebuie să stea pe drumul toată ziua. Sigur, mai se duce și el în control. Are un om de bază care... Ăsta nu este cel membru în comisia de recepție. Nu. Chiar dacă este din aparat. Dar fie faptul a fost lucrări pe situații pentru că știți de ce? Știți de ce? Se sezizați-l cu chestia asta. Deci, un reprezentant care, în care dânsul are încredere și ca verticalitate și ca o istenție, nu este membru din comisia de recepție. Atenție foarte mare. Ne batem cu ental, singur. Doi la mână. Comisia de recepție, într-adevăr, e formată din membrii comisiei de recepție, dar care nu sunt specialiști. Cel care răspunde este cel care îl plătim. Dirigentele de șantier. Eu nu l-am văzut pe drumuri. Poate l-au văzut cineva pe drumuri. Nu. Dar omul ăla e plătit cu bani grei, domnul. Da, nu, eu l-am văzut. Eu pot să confirm lucrul ăsta. Eu nu l-am pândesc pe dirigentele de șantier. Dacă dirigentele de șantier este tot domnul, ăla eu zic că nu e ok. Eu nu pot să spun ce nu este adevărat. Deci, nu, ne trebuia un om specializat pe drumuri poduri. Pe drumuri poduri. Nu pe construcții civile. Nu știu ce tehnologie îi trebuia. E un domn în vârstă, e domn care a fost și la... Dacă punem la drumuri poduri, în structurist, nu e bine. Nu e bine. Apropo, că am întrebat eu, firma care execută lucrarea de reparație, are specialistul ăsta, ierte, nu știu cum a zis dumneavoastră, pentru drumuri, cum se numește? Nu, a zis de structurist. Structurist. Nu are cum să fie structurist. Deci structuriști n-au ce căuta la drumuri. Dar bine, dacă a fost însemnat cu persoana respectivă, inteligentele și acum, dumneavoastră că am uitat, noi îl plătim. Și când va fi întrebat dacă nu știu ce să răspundă... Dar dumneavoastră acum, după cum ați văzut calitatea lucrărilor și colegii, că colegii pot vădă și ei. Noi care nu suntem specialiști, noi am văzut că este o lucrare acum care este în curs de desfășurare. Nu știm noi cum și ce desfășoară, dar lucrarea e de proastă calitate. Eu ca nespecialist. Ca nespecialist. Nu pot să spun că este de proastă calitate. Ca nespecialist. Dar nu-i finalizat. Deci ca nespecialist. Treaba este în felul următor. Cineva de la primărie să aveți care să vină să fie acolo, să știe cât s-a consumat, cât s-a făcut. Da, chiar uitați, nu trebuia să-i spune. I-am spus băiatul care vă fă poze. Cum ai găsit, cum lași totul așa? Că vine aia din urmă curtea de conturi și aia să te zic, tot am învățat așa. Aveți grijă, nu vă zicați cu banul, atâta pot să zic. Dar că a făcut rău, nu pot să zic că este rău. Că nu este finalizat, da, sunt locuri nefinalizate. Nu-i finalizat. Așa o... Dacă mai trece cineva pe acolo? Dacă mai trece cineva și banii se duc mai sus, atunci... Eu mi-am spus părerea de-a trecut. La prima inundație la anul, s-au spălat 16 miliarde. Cu natura inundație în toată asta, nu. Pe locul de bani, la locul cu scata, noi nu putem realiza. Da, de la locul de bani, nu știu ce drum. Da, da, da. Ce să mai spus? Execuție? Vede mai departe. Dar raportul nu se supune. Eu la ultimul.
Trecem la ultimul articol. Trecem la ultimul care l-am suprimat. Care l-am fost. Da, s-a discutat și nu vreți discutat. Să aibă grijă. Marul să fie la ședință. Secretarul să fie prezent. Mai avem și dacă doamna a promis că o să avem o sinteză. Da, da, da. Eu mă scriu la cuvânt la ultimul punct și bănuiesc că de data asta o să, că unele sunt reluate. Corect. Deci chiar o să reluate de data trecută. Dacă mai sunt și alții, poate mai completăm. Mai scrie cineva la da, cuvânt? Da, și eu mă scriu. Iar eu trebuie să mă înscriu. Trebuie să scrie mie. Deci ați început deja să vă trați în mână. Da, deci n-ați vrut. Dar... Da. Are cuvântul domnul Zandrescu. Mulțumesc, doamna Anuța. Vedeți că nu sunteți pe site-ul primării în calitate de consilier. Eu v-am spus de ce a aflat primarul că sunteți neam cu mine și de asta nu vă trece acolo. Deci site-ul primării este praf. E nefuncțional. Nu găsești nimic. Niciodată. Să cauți acolo. Nimic. Absolut nimic. Chiar aseară l-am verificat. Să văd și eu cum merge. Nu merge nimic. Deci, noi câți bani dăm, doamna contabilă? Nimic. Da? Da, în general, în sistem. Atunci, da? Atunci v-am spus, nu mai rețin. Da? 7.000 de lei, da? Deci noi nu suntem în stare, ca orice primărie, să ne vindem marfa. Asta e. Asta e treaba secretarului, să știți. Domnul Vasile... Da, e problema luna trecută, da? Să știe până fiecare am votat hotărârea și... Nu, eu depun pentru asistență socială sau pentru stare civilă. Fiecare are acces orice funcționar al primăriei, da? Sau dau parolă și intră și apoi înseamnă că noi... Sigur, dar sunt persoane care se răspund neapărat. Deci eu am parolă, fantastic. Intru, postez, da, și da, 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 simplu, au parolă și intru și postează. Deci asta nu e foarte simplu. Fiecare pe compartiment. Site-ul primăriei, care este prima imagine a comunității în afara, că asta este în secolul informaticii și a informației, da? Stați așa, este, că este cel care deci, este cel care ne ajută și din primarul nici măcar nu are o rubrică în dialog cu cetățenii, nu are, cum au toate primările. Deci stand-up primării este nefuncționabil. Deci acolo nu poți să găsești o informație. Ce hotărâre are Consiliul Local? Alea nu, de 2 ani nu sunt trecute acolo. Ce vorbim? Are, doamna, niște probleme de finanțe vechi? Doamna. Am greșit, am intrat pe Comuna Podul. Dar ei chiar nu funcționează nimic. Da, 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 da. Sunt puse de acum 2 ani. N-ați intrat pe adresa care trebuia să fost. Am intrat la puse. Deci uitați-vă. Departamentul contabil care am văzut că se întâmplă. Luați-l la rând. Luați-l la rând. Luați-l la rând. Departamentul contabil care am văzut toate execuțiile. Dar și hotărârile sunt. Și hotărârile sunt. Uitați-vă și o să vedeți că nu e. Ai o bolină. Uitați-vă și o să vedeți. Ceea ce se susține aici sunt de cei care n-au văzut site-ul de bun. Da, da, da. Eu l-am văzut aseară. Eu nici nu am văzut. Am solicitat de două luni de zile, de două luni, de două ședințe, următoarele comisii pentru comisiile de, pentru comisii specializate. Contractul cu televiziunea, nu l-a văzut nimeni niciodată. Dar l-a avut domnul primar luna trecută, contractul la el, i-a făcut copii și i-a deci, dat. Deci veniți, deci ascultați, doamna Atene. Cu dumneavoastră, vorbesc de secretar. La comisie, la comisie, contractul cu ABC-ul, cu finalizarea bazei sportive multifuncționale și ultimele plăți, așa, și cu actele adiționale, dacă au fost. Nu, uitați, asta este așa. La baza sportivă, toate plățile pe care le-a solicitat pe toți da. Ani, de când a început contractul. Bun. Eu, da, la dumneavoastră nu stă nici contractul, nici actele adiționale. Ba da, da. Da? Bun, deci asta le-am mai arătat. Contractul de... Deci n-am văzut decât... Hai să văd cât am văzut acum asta. Lăsați că le studiați. Contractul de reparații de la drumuri, ăla de 552 de milioane, închiriere utilaje, în ghilimele. Așa? Și mai avem o treabă. Am cerut data trecută contractele care le-a semnat cu AFIR-ul, cele două, pentru... Da. Contractele cele da. Cu 52.000 de euro, în valoare da. Totală, da? Din care... Din care, în momentul de față, pe baza căruia în momentul de față, se acordă
acele sporuri, la întregul personal, inclusiv la mătura de după ușă, din primărie, s-a acordat acele sporuri de participare în cadrul documentațiilor proiectelor europene, da? Deci astea vreau să le văd, pentru că vreau să văd și eu contractele, să le citim aici cu toții. Eu urmăresc ceva anume, da? Le-am văzut acum, e bun, uite că au început să apară. Da. În ședința de comisie vreau. Pentru secretar, pentru dumneavoastră, doamnă. De ce totuși anul ăsta, am mai întrebat, de ce totuși anul ăsta, faceți-mi să înțeleg, eu vreau să-și înțeleg. De ce totuși noi, după ce am ieșit cu organigramă modernă, chiar modernă, să știți că e bună organigramă asta, noi n-am reușit în acest an, și nici nu o să mai reușim, să încadrăm măcar un post. Și știți de ce întreb? Pentru că dacă ați observat, acum vreo 3-4 zile, onor guvernul a trimis un pachet de măsuri restrictive care vor intra în vigoare probabil de la 1.1.2019 printr-o hotărâre în care chiar că nu mai putem face ceva. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, doamna Tănase, că sunteți secretar, asta e treaba, vă întreb așa, care au fost cu prioritate posturile vacante care l-ați scos la concurs, dar nu le-ați încadrat? Și de ce nu le-ați încadrat? Cine se opune încadrării acestor posturi care le-ați scos? Deși de ce? Care e motivul? Am mai întrebat odată dacă postul ăla de la UNICEF e finanțat de UNICEF. Da. De ce, de ce nu l-ați încadrat măcar pe ăla, că e la alții finanțat? Că eu nu cred că îmi găsesc o fată în satul ăsta. Sau poate e cineva care așteaptă să termine o școală. Da? Da, vreau să trebuie să-mi spuneți că am văzut, da, că am văzut că sunteți implicată un pic în problemă și când am întrebat, ați... Așa, deci, chiar vă rog, adică nu vă fac responsabilă. Vreau informații eu și dacă vor și colegii mei. Este foarte bine. Păi am întrebat și ședința pentru totul. Păi mai întrebăm, domnule, ce? Mai întrebăm până cineva ne dumirește, pentru că ați văzut, ne bate la ușă o nouă criză. Și nu o să mai putem face nimic. E gata deja. Am înțeles, s-au făcut greșeli de publicație la publicație. Deci puteți să răspundeți dumneavoastră pe treaba asta? Pentru urbanism s-a făcut anunț toate demersurile, tot ce implică în publicare, organizare, comisii, absolut tot dispoziții. Și s-au cerut studii superioare în domeniu. Specialitatea, da, pentru urbanism. S-au înscris două persoane. În urma consultării de către Comisia de Selectare, deci niciuna din cele două persoane nu aveau document, dar nu aveau studii superioare în acel domeniu. O persoană a făcut contestație și la contestație, deci a fost respinsă contestația. Deci asta e pentru postul de la urbanism. Urbanism, da. Care au mai fost prioritare scoase la concurs? Ca să discutăm pentru, cum doar. Pentru funcția contractuală de șofer, da, deci a fost studii medii. Asta v-am spus și data trecută. Doamna Tănase, vă întrerup o secundă. Cum dumne să pui studii medii la șofer? Studii medii. Deci doamnă, știți cum e treaba? Aici, dacă vrea să fac, nu știu cine a făcut și nu a pus pe nimeni. Deci nomenclator, dacă se uitau un pic în nomenclator, scrie generale și medii. Așa scrie nomenclator, doamnă. Totdeauna se pun minimile. Doamnă, dar acolo scrie G și M. Vă spun eu, G, punct, virgulă, M. Dacă a spus M deja, ați nedreptățit, ați făcut deja un, discriminare. Și nu e normal. Bun. Comisia de concurs, când a venit și a verificat, a selecționat dosarele, Comisia de concurs, deci n-au fost persoane din primăria noastră, ca să știți, din instituție. Au fost de la... Deci comisia a venit de la toate concursurile. Foarte da. Bine. Da. E foarte bine. La toate concursurile n-au fost la noi din unitate. Da, dar s-a prezentat de la alte concurs, de la alte primării. Da, de la alte primării. Da, deci noi din totdeauna. Doamnă, și pe postul de conducător au fost niște să nu băiați care are știu și doamnă, care de mai. Da. Care este regula? La aceste, la aceste concursuri este o cutumă sau este o regulă legală? Ca cineva, aceste comisii de verificare a cunoștințelor la admiterea pe un post,
să fie din UAT sau din prefectură sau din alte locuri. La dispoziția primarului se fac toate astea. Primarul solicită pentru funcțiile publice, dumneavoastră știți cel mai bine, că se cere avizul de la ANDP. Da? Iar la funcțiile de execuție contractuale se cer membri din Consiliul Județean, de la alte primării, dacă noi nu suntem... Care să aibă cel puțin pe același grad, pe același... Bun, continuăm, am vorbit de șofer. Da. Deci acolo a fost o problemă. S-a reluat problema cu generale și cu domnul medici. Domnul secretar, am înțeles cu domnul primar că au discutat și au început, dar dacă domnul secretar este în concediu, nu știu. Domnul secretar, mi-aduc aminte foarte bine, că noi am făcut organigrama aia și a plimbat-o vreo două luni, numai la el însertat. Iar ajungem la același om? Deci vă dau cuvântul meu de onoare. Eu m-am săturat, am monitorizat toate deficiențele astea profesionale, eu n-am nimic cu omul, dar văd că noi aici, acum un Petru e legat de gât. Ori se duce în treaba lui, îi cer demisia public din funcție. Și o să mă duc la prefect pentru treaba asta. Mă duc și îi fac o reclamație și cer corpul de control să fie controlat administrativ. Că nu este posibil ca o primărie să devină nefuncțională din cauza mofturilor uneia care vine la 9 și pleacă la 2. Nu trebuie și de țipat, dar... Ei, nu țipat, dar cum adică? Deci nu-i țipat. Nu-i țipat, deci e un adevăr. Nu știu, dar să știți că noi ca și funcționari și noi ne facem bun, treaba... Bun, o să vedem că nu rămâne treaba așa. În monitor, iar comisia de concurs, toate persoanele care au fost în comisie au fost plătite. S-a cheltuit undeva la 2000 de lei. Deci doar cu posturile care au fost scoase la concurs. Mergeți la următorul post. Eu vreau să le vedem pe toate. Următorul post. S-a fost la UNICEF, pentru UNICEF. Nu s-a respectat, n-am auzit nici cu domnul primar, n-am discutat, nici domnul secretar, nu știu nimic despre UNICEF. Alt post, că ați mai spus de niște posturi. A, posturi sunt... Posturi care... potrivit evaluării, în cadrul unei comisii, a rezultat o necesitate stringentă. Deci este registrul agricol, urbanism, ce sunt vacanțe? Urbanismul este foarte stringent. Ăsta trebuia să vă zbateți în așa 2 ani de zile. Tu să stai aici mai mult și îți dai seama dacă avem bani sau nu avem bani. Dar la anvelopa salarială la 1 martie, ce anul au costat anul? Cum nu sunt bani? Anul ăsta, dar anul viitor. O să vedeți despre ce este. Să dea domnul Sămin. Să dea domnul Sămin. Deci la urbanism. S-a făcut ceva? Acum? Din nou? Anul ăsta. S-a făcut odată. Și care e rezultatul? Adică nu să zero, nu. Deci nu s-a, de că nici s-a, acolo... Că nu s-a angajat? Da. Nu. Deci, nu. Nu, dar din cauza... La urbanism. Pentru că la urbanism. Bun, altceva, alt post. Ați mai avut vreo unul prioritar? Cât ați stabilit? Că ați făcut o comisie. Atât, urbanism și șofer. Urbanism și șofer. Pe UNICEF? Nu, n-a fost, dacă ați întrebat de UNICEF. Nu. Dar nu de UNICEF, nu era poate. Sau celelalte, poliție local, șofer, dozeriști, nimic, nu s-a organizat. Și ce ne-a dat la început de la agricol. Când se face bugetul la început de an, se cu și când s-a fost, s-a scos la participare, ca să înțeleagă și oamenii. Tocmai discutam că de la anul nostru mai fie. Când ți-o luat milioane de la, ți-l-ai pus la o parte mai cu treburile astea. S-au pus pe salarii și s-au avut în vedere. Așa că de așa să le spui. Deci, așa că nu înțelege, mai văd toți. Deci, am așa, trag concluzia, că este o mână așa, de asta, cerească, care manevrează lucrurile în a nu merge treburile. Deci anul merge trebuie. Pentru că cu cât nu ai specialist într-un domeniu, cu atât este mai greu pentru ceilalți. Care sunt. Pentru că trebuie să facă față la toate cererile. Și atunci de aceea
Noi, cu una scorțenie, în loc să avem 100 de probleme, avem 1000 de probleme. Chiar nu s-a putut încadra un fost, doamnă, e strigător la cer. Bani au fost, am avut anvelopă. Am avut anvelopă, nu mai mi-aduc aminte. Chiar nu s-a putut. Deci s-a făcut. S-a luat în calcul și angajările, că așa se discuta. Da, am făcut toate angajările. Toate angajările. Toate angajările. Pe cine a pus bani la anunțurile greșite? Pe cine ați dormit? Da, vă anunțăm când mai ieșim. Vedeți că la vedeți că am trecut din întrebări și restul. Numai primarul pleacă la cal când e vorba de întrebări. Da. Dumneavoastră, rămâneți aici. Mai aveți întrebări, domnul Zasin? Mai am, doamnă. Mai am, cum să nu am? Deci... La anunțurile de concurs pe site-ul primăriei, dacă vă uitați, domnul primar în acea perioadă era în concediu de odihnă, uitați-vă dacă corespunde semnătura. Atât vă spun. Deci, doamna, acum văd că cineva dă vina cu altcineva, eu cam asta trag eu. Ca să spună, deci deci, da. Doamna Atenea, uitați că acum m-a abordat cineva pe ăsta, așa că a trimis dumneavoastră aici la UAT cu numărul 4162. Doamna Vasiliu Ana a solicitat conform legii 272 prin cerere alocația de hrană îmbrăcăminte pentru copil cu dizabilități. Alocație care s-a majorat cu 50% din 1 ianuarie 2018. Puteți să-mi spuneți ceva, deci când n-ați să le primiți la administratură, i s-a dat un răspuns, pentru că aici e vorba de un copil și a spune dânsa că mai e un copil așa. Cererea doamnei Vasiliu? Da. A fost dată la contabilitate. Da, la contabilitate, din care ea, cererea, deci a venit la mine, este adresată Consiliului Local. Consiliul Local, doar printr-o rectificare de buget, eu m-am îndreptățit, păi n-am venit din cauza cu domnul primar, cererea de la biserică sunt la domnul primar, cererea de la școală este la domnul primar, că am zis că vine ședință poate și să discută. Poate în discuția Consiliul Local, da, iar eu, discutându-se, trebuie să fac o rectificare de lămuritor. Buget. Deci trebuie să cu proiect de hotărâre. Cu proiect de hotărâre. Eu o să venim în ședința următoare, când o să fie o rectificare de buget mai amplă, pentru că o să fac toate calculele, ca să vedem, o să ne mai trebuiască și la camerele de supraveghere, pentru că nu ajung banii. O să fie o rectificare mai amplă. Deci, mi-ați dat răspunsul. Mi-ați dat răspunsul, deci este în plan eu nu pot să o rectificare, probabil în mapa primarului, ca și celelalte, așa, de la care sunt, și pe rectificare o să vedem de unde... Așa, da, ce-am văzut eu aseară, chiar am găsit eu o chestie, dată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități, care ne confirmă că sporul la decizie asistenții personale a acestor persoane. Trebuie acordat de către primărie. Deci intrați. Cei care sunt angajați. Deci ce... Salariați. Deci așa. Deci ce rugăminte am eu? Dumneavoastră, trageți-l de mână pe... Eu nu am primit nicio dispoziție în acest sens. Deci documentați-o un pic. Vedeți un pic care intra la fel. Deci cu 15%. Da. Că sub mine sunt undeva, mi-am notat eu aici, pe grad 0, grad, gradația 5. Dar nu contează că de deci, e dreptul lui. Deci, iar pe cei care... Pe cei care sunt în situația asta, dumneavoastră îi știți foarte bine, noi îi știm mai puțin, bănuiesc că trebuie să fac o cerere. Iar în luna noiembrie, ca să știe și ei, s-au dat o dispoziție, tot la solicitarea mea, asistenții personali vor primi vouchere de vacanță. Am vorbit la finanțe, ia uite, încă o informație, am făcut o rectificare de buget cu dispoziția domnului primar. S-a luat de pe indemnizații persoane cu handicap pentru că este legal conform legii finanțelor și am dus pe vouchere de vacanță. Deci asistenții personale luna noiembrie va primi cu un voucher de vacanță. Este dreptul lor, am dus pe finanțe un an de zile. Un an de zile. Deci, doamne, dacă eu ați adăugat și chiar asta, chiar e, deci înseamnă că chiar o aveți în atenție. Avem rugămintea ca și cei care sunt să facă, că e dreptul lor, văzut de lege, pentru că... Domnule, dacă e un drept al omului, eu... Era de acord oricine, adică nu știu să o punea cineva. Nu, întâi s-a discutat, am vorbit la finanțe, au trimis finanțele, deci am deschis problema. Finanțele au zis, nu, dați din bugetul local, voucherul de vacanță, dacă vreți să-l dați, îl dați din bugetul local, din cofinanțarea de 10% care trebuie să o pună din bugetul local primăriile. Ulterior, mi-au solicitat finanțele
sume necesare până la sfârșit de an și au ajuns la concluzia de la minister, este dreptul lor să se acorde și voucherul de vacanță. Deci, în concluzie, oamenii ăștia, toți, nu doamna care m-a abordat pe mine, sunt mai mulți care au și celelalte probleme cu acel spor de 15%, înseamnă că până la 31-12%... Asta de 15%, își vorba... domnul secretar, trebuie să aibă în vedere legea, se dă o dispoziție de mărire și eu o pun în aplicare. Deci, domnul secretar, doamna secretar, notați-o, fără o dispoziție, se documentează nu pot să dau eu mărire la prefectură, că dânsa-i trebuie dispoziție, nu oricum, și până la dispoziție trebuie să vedem și rectificarea bugetară, cum se iau bani. Deci trebuie notată, că am văzut că dânsul totdeauna notează și niciodată nu percutează. Am terminat, doamna președinte. Are cuvântul domnul Mihai Zanfirescu. Da, vreau să întrebăm, nu știu, dumneavoastră mai știți, poate tuburile care au fost, s-au mai adus tuburile pentru domnul Ovidiu, știu că o solicitat acolo. Toate 10 da? Tuburi s-au adus, da, parte din ele s-au și montat, parte nu. Da. De exemplu, vă duceți pe drumul de la Florești spre Strugari, despre da, sunt da, două da, tuburi da, da. Lăsate încă nepuse da, la drum. Unul din tuburi, eu am cerut din prima, de foarte mult timp, unul din tuburi care ca acolo trebuie. Să pun, că și, pe, și aici, pe situațiile de urgență, deci am primit bani, firma a făcut, a adus și tuburi. Numai că pe sectorul care s-a făcut recepția în luna septembrie, sumele care ați întrebat dumneavoastră și v-am comunicat eu sub distanța, pe sectoarele acestea nu a necesitat nici măcar un tubuleț. Da, da. Deci de asta nu apare. O să fie pe informarea din luna octombrie, nu? Deci la ședința din noiembrie, pe următoarea recepție, acolo apar și locurile în care au fost dimensiunea tuburilor. Dacă s-a pus un tub într-un loc, tubul care a fost scos de acolo a fost mutat într-un alt sector sau pe o altă zonă prioritară. De aici am un tub s-a montat la mai sus de doamna inginer aici, tubul ăla îngust, scurte. Deci le avem pe toate recuperate, asta e. Da, da, de recuperat sunt toate recuperate. Că nu era de găsit. Iar 15.000 de lei, știți, care au intrat în cont la începutul anului, în ianuarie, sunt la dispoziția Consiliului Local. Deci banii sunt da, în cont, sunt într-un cont disponibil. Vreau să fie și montate de respectiv. Consiliul iau hotărârile unde vor fi. Am să vă întreb și așa am o întrebare pentru noi. Noi o să ia Consiliul Local o să hotărască ce o să facem. Așa am o întrebare pentru noi, că cineva mi-a trimis un mesaj acum să vă întreb pe dumneavoastră toți colegii consilieri. Dacă noi în anul 2018 am discutat de ceva lemne acordate cu acordul nostru al Consiliului Local. Este o doamnă care e cetățean colegii de-a noastră. Dacă dumneavoastră consilieri în anul 2018 ați luat în discuții ceva lemne date către instituții, miliții, biserică, primărie, în cadrul Consiliului Local. Eu nu mi-aduc aminte. Dumneavoastră vă aduceți aminte? Nu s-a discutat. Deci nu. Da. Deci atunci cum da, au plecat stejare de pe izbaz? S-au achiziționat lemnele pentru primărie, da, care au fost da, adus. Alea sunt pe baza contractului, da, pe baza bugetului aprobat da, și este da, trecut în planul de achiziție. Stejarul care a căzut jos. Deci, deci cine? La cetățenie, care s-a dat foc din izlaz. Asta cred că probabil că da. Da. Eu nici nu știu care e, dar dacă am hotărât noi ceva. Eu am fost la hotărât pentru biserică, domnul primar, dânsul a vorbit cu părintele, din câte am înțeles, știi deci răspunsul este da. L-am încărcat de acolo. N-am care oameni eu n-am știut. A știut dumneavoastră? Da. Nu. Deci, răspunsul este da. Cine a dat cineva da, cu foc la stejar? Un copil, om, nu știu ce, care da, și cum a fost. Da, e vorba de numai unul? Da, unul sunt. Unul singur care luați că spune în mesaj stejarii. Ah, unul sunt. Au fost căzut. Au venit pompierii, da, astăzi da, pompierii. Da, da, da. Au venit și pompierii și astăzi. Practic, e vorba de lemne. Oare lemnele alea care au rezultat în dărâmarea școlii, nu mai facem nimic cu ele, oare? Alea tăiate și... Păi, dar ar trebui să face că dacă stau trei ani acolo, putem să le da, da, aruncăm de pe acum. Păi am zis că le dăm la centrală, nu? Pentru centrală, tocmai.
N-am zis așa. La centrală, de la Grăniță. La centrală, ia. Astea trebuie să iată și depozitate. Trebuie creat un spațiu unde să le depozite. Nu se pot tăia acum. Trebuie să putrezească întâi. A, da, atunci e mai ușor. Atunci nu se mai tai, nu mai consumi benzină, nu mai se rup în genunchi. Eu așa zic că ar trebui construit o... Domnul Mihaiță, n-am avut pe plan de achiziții construirea unei magazii, deci clar nu poți să realizezi. Clar. Bun, l-ai avut pe, la începutul anului pentru prindem investiții. Prindem la anul și... Da, sau poate la rectificare acum, dacă este vreo sumă... La rectificare să luăm priorități. La rectificare sunt atâtea de rezolvă. Nu mai am luat noi pe investiții acum. Nici asta sunt la omii. Investiții nici mai că să le faci. Deja rectificare să facem noiembrie. Condițiile astea e mai rezolv problemele oamenilor care mai sunt, că nu mai ai timp de investiții, că nici vremea nu mai pierde, Dacă există pentru domnul primar în plan de nou contractul de zăpezire, că am văzut că am trecut s-a plătit o 6 luni de zăpezire, numai așa, cât e puțin, așa, ca să nu se vadă multe. Da, pe nu, luna, ca să nu se vadă chiar dintr-o dată câți bani s-a dat pe dezăpezire, dar eu le-am pe toate. Le-am notat. Cetățenii sunt foarte nemulțumiți de drumurile care se fac în comun. Foarte. Păi, să puneți pământ. Acum, domnul mă ruga, pare rău, el a plecat, că chiar mi-a ridicat. Domnul a plecat, la ședința de comisie a spus că drumurile sunt foarte așa, supărat. Și dintr-o dată în comisie nu mai erau atât de stricate drumurile. Și acum aș pleca. Acum vreau să pun ceea ce a spus la comisie cu ce a spus în timpul ședinței și să-i spunem și ce am discutat cu oamenii și ce am văzut eu, nu m-am păcălit. Nu specialist, dar drumurile sunt sub orice critică. Cu banii ăștia. Este pământ pe drumul. Pământ foarte mult. Pământ. Păi unde-i macadamul ăla care spuneam noi că tăiat atâta, pune, cauzat alea, unde sunt? Deci haideți să spunem lucrurilor pe nume totuși. Bani. Deci eu, când am spus că vine un taifun de la anul, tu ai zis, poate vine anul ăsta. Hai să scăpăm totuși anul ăsta, că am avut destule pe cap. Dar dacă vine la anul și ne face cine a făcut în vară, păi noi am spălat 16 miliarde oameni. Domnul dirigent șantier să vină să dea și dânsul o explicație. Păi se întoarce domnul care în Dumnezeu să-l ierte în mormânt, fraților. Situația lor e, nu știu, monitorizat de cine... Păi, dar dirigentele de șantier, domnul Heiță, nu răspunde la comanda mea sau la Ovidiu sau al... Răspunde la comanda primarului, aparatului. Că, da, nu? Dom'le, haide să... Acum eu nu vreau să iau... Mie îmi place să spun și adevărul. În general. Chiar dacă în viață am avut de pierdut. Cam întotdeauna, spunând adevărul. Oricum, ce s-a făcut pe drumuri, acum, nu s-a făcut de foarte mulți ani la noi în comună. Asta trebuie să o recunoaștem. Asta așa este. Deci nu trebuie să ne ascundem după. Deci și realitatea lucrurilor. Dar de atâția bani, doamne, să facă mult mai mult. Când spuneți treaba asta... Nu pot să mă pronunț. Deci, în ceea ce privesc costurile, nu mă pronunț. Da? Dar la ce s-a făcut pe drumuri, nu s-a făcut. Dați-mi mie în ultimii 10 ani, dacă s-a făcut așa. Doamna Lidia, ascultați-mă un pic. Din ce dumneavoastră spuneți acum, eu nu zic că nu aveți dreptate. Dar știți care este problema? Deci noi trebuie să avem elementul cheie în joc. Niciodată n-a avut Comuna Scorțeni banii ăștia. Noi când spunem treaba asta, noi trebuie să ne raportăm la resursa bugetară care o avem, doamnă. Că dacă veneam și spuneam, cum a zis Mircea, păi eu cu 4 miliarde făceam ce s-a făcut acum. Atunci Atunci da. Dacă îmi spui că ai de 4 ori mai mult, nu mai poți. Și atunci, cum zice și el, chiar ai pretenții, doamnă. Dar n-ați vrea să punem balastul de 16 miliarde cu pământ ca pe vremea lui care îmi știu Dumnezeu să-l ierte? Nu. Sunt 16 miliarde, doamnă. Nu s-a pus balastul. S-a pus bagadam de la de care peste tot. Nici măcar bagadam. Nu se numește ăla. Sort. Este sortul de sort. Nu trebuia să intervine cu sort pe toate suprafețele. Erau zonii cum e la Avram. Noi doar ne dăm cu părerea. Da. Omul care este specialist... Doar ne dăm cu părerea, dar pământul se mai și vie de băi, Mihaiță. Da. Păi pământul nu se vie de băi, tată. Hai să vorbim un pic acum. Nu, aici vă contează. Eu nu mai văd, deci o fi și piatră mai bună pusă la anumite locuri. În ultimii 20 de ani, Comuna Scorțeni n-a avut 16 miliarde și am pus cum. Și în ultimii 20 de ani nu s-au făcut șanturi cât i s-au făcut acum.
acum, asta nu s-a făcut. În ultimii 20 de ani, la un loc, Comuna Scorțeni n-a avut 16 miliarde la drumul. Dar și când eu am avut chiar puțin fiind, nu a fost în stare să facă nici cât am făcut noi. Domnul Comunescu, dacă erau ai Comunei Scorțeni, nu dădeau voi să facem asfalt. Da. Nu, e așa de că se poate... Eu am înțeles ce a spus Sandel. Da. Domn Sandel, dar să știți că eu chiar vă doresc să fiți primar. Nu, vă doresc să fiți primar. Eu am un serviciu de sub de pont. Domn Sandel, ascultați-mă ce vă spun mai eu. Ceva ca primar. Da. Deci, chiar vă doresc să fiți primar. Și la timpul când veți avea 16 miliarde, eu... pot să pun un paro de acum, că o să fiți mai preocupat de grija de cei 16 miliarde. În primul rând, că chiar vă gândiți, cum a zis domnul Ambăruș, că cineva poate da explicații vis-a-vis de o sumă foarte mare, care n-au luat-o alte zone, da? Dar cred că o să fiți mai aplecați și către problemele de calitate ale drumurilor. Eu zic că dacă banii erau a Comunei Scorțeni, aveam asfalt. Domnul, dacă... cum a zis dumneavoastră, la anul în... aprilie, exact. Da, deci sau să mai rog la respectiv, dar bă, bala, chestia asta o să fie, mă... Domn Sănădii, tu mai acolo, aveți o informație că banii să mă duc și mai aveți întrebări? Mai se duc și în alte părți. Ceea ce, acum, eu sunt înscrisă la cuvânt, vă rog... Trebuie să pun ochelarii, că respectă doamna... În afară de... Nu pot auzi decât dacă îmi pun ochelarii. Atât. Auziți și cu ochii. În afară de informarea care v-am făcut-o cu privire la drumuri, de ce m-am înscris la cuvânt? Să fac și următoarea precizare, că foarte multă populație din Comuna Scorțeni, indiferent de sat, este axată doar pentru interesul propriu. Nu se gândesc că atunci când s-a hotărât, sau proiectantul a hotărât pe un sector de drum, că trebuie făcut șanțul de o anumită dimensiune, în partea superioară mai puțin, în partea inferioară a pantei mai mare, cu un anumit unghi, trebuie să înțeleagă că chiar dacă mie nu-mi convine că la poartă îmi face șanț sau, pod, sau podeț, trebuie să înțeleagă că datorită acelui vulnerabilități, poate la cea mai mică ploaie, tot efortul acesta, și financiar, și de toată natura, este în zadar. Da. Deci omul trebuie să înțeleagă. Sunt foarte dezamăgită. Ieri de 3 ore a trebuit să mă duc în Grigoreni. Alaltă ieri aceeași poveste. Că îi strică copacul. Că îi strică, că de ce să-i facă șanțul? Măi, omule, specialistul care a făcut aceste proiecte își asumă lucrul acesta, că e specialist. De asta am spus că trebuie făcut șanța acolo. Nu că vreau eu. Sunt și mulți care se baită, așa, poate care că... Care e fără să... Ei, eu sunt... Ori mai sunt, din propria... Trebuie să se leagă că lucrurile astea nu le facem decât tot în interesul omului. Că pe acel drum poate unul nu are mașină și chiar nu îl deranjează că își rupi planetara și capătul de bară rămâne cu el în pungă, că el nu are mașină și chiar dacă s-a stricat drumul, el cu piciorul nu pățește nimic, decât o luxație, în cel mai rău caz. Deci, trebuie să înțeleagă și lucrurile astea. Păi oamenii după 28 de ani, doamnă, să știți că nu au cum să mai fi înțelegători. Pentru că 28 de ani, administrația asta, aici, a noastră, a tuturor, nu a găsit soluțiile, nu a găsit soluțiile tehnice, de finanțări, de nou, ca să încet, încet, anual, să facem o stradă, să facem un șanț. Bine, și acum dacă am spus dacă noi ce încercăm să păi asta vreau eu să spun. Pentru că nemulțumirea acumulată de 28 de ani, datorită din cauza incompetenței, lipsei de responsabilitate, lipsei de finanțare, lipsei de vine cu o presiune maximă acum, când condițiile la nivel general de viață trebuiau să crească, la noi au rămas la fel
Și dacă noi nici acum nu ne trezim noi, care credem că gândim oricum mai modern, ca primarul de acum 25 de ani, și nu vom merge și vom merge în tot Otova așa, hai să dăm sare în ochi la tot satul. Și să nu o luăm de la un capăt, încet, cu calitate, pas cu pas, nu va ieși nimic. Nu va ieși nimic. Pentru că eu n-am cerut degeaba o concepție a refacerii drumurilor. Că, într-adevăr, nu le poți face cu asfalt. Dar, dacă noi ne rezumăm la un număr mai puțin de artere, n-avem cum. Da? Că nu toate au fost chiar distruse, n-avem poate cum. Pe celelalte, puteam, printr-o gamă de lucrări care se regăsesc la capitolul ăla, să le facem mai bune. Așa punem că nu am voie. Am voie să pun numai balatul. Și balatul a fost să-l pun. Aici ai reparații. Cum se face altceva? Reparații. Nu toate trebuia să le reparăm acum. Păi așa ziceți dumneavoastră. Fiecare trea în dreptul porții lui. Sau a proprietății pe a reparat. S-au făcut unul de circulație și făceam pe drumul bisericii, drumul cimitirului sau alte drumuri. Dar care? Sunt foarte multe drumurile. Nu pot să se spună. Eu am trecut pe acolo și patinează mașina la deal. Pentru că... cei care au executat lucrarea s-au izbitit din nemulțumirea oamenilor. Reparați drum comunal cu balast. Deci nu spui macadam, piatră spartă. Păi eu ce am spus? Balast, balast. Tocmai printr-o dispoziție de șantier s-a scos balastul, că ar fi fost balastul pus. Deci, printr-o dispoziție de șantier s-a modificat să nu se pună balastul și să aducă soacul. Da, reparați drum cu balast. Măi, asta este proiectul, da? Da. În momentul în care se începe lucrarea pe sectorul de drum, dirigintele de șantier, în momentul în care constată că tu aici ai pus 5 metri de șanț, dar în realitate tu ai descoperit 7 metri, atunci îi dai dispoziții de șantier, deci el modifică și spune, le sectorul cu tărică. Nu mai merge balastul, ci pune sort în grosime de strat, se compactează. Ajunge în dreptul, nu mai se îndrăgice și nu vrea compactare. Dacă nu mai sunt alte discuții, declarăm ședința încheiată. Da, mulțumim. Da, mulțumim. Acum nu vorbim.